Bună, sunt Anais și astăzi vom citi devoționalul împreună. Marc și Cora s-au prăbușit pe canapea cu două pahare de suc în mână după o zi lungă și călduroasă de lucru. Peste câteva zile, echipa lor misionară avea să se separe, fiecare întorcându-se la el acasă. Nu mă pot întoarce acasă, se plânse Marc. Prietenii mei de acasă nu se aseamănă deloc cu echipa aceasta. Spun că sunt creștini, dar toate obiceiurile mele rele le-am învățat de la ei. Oamenii de aici sunt credincioși. Își citesc Bibliile fără să-i bată cineva la cap. Se străduie să fie buni unii cu alții. Toți vor să se apropie mai mult de Dumnezeu. Nu este nimeni la fel ca ei în orașul tău? Părinții mei sunt destul de buni, dar nu este același lucru. La școală sunt câțiva fanatici religioși. Există însă o biserică la care am fost de câteva ori. Copiii de acolo par mai buni. Poate că părinții tăi te vor lăsa să participi la un studiu biblic acolo sau ceva asemănător. Da, poate. Nu vreau să fiu iarăși la fel ca prietenii mei. Am nevoie de mai mult de atât. O să-mi lipsească toți cei de aici. Citește Faptele, capitolul 2, cu versetele 42 până la 47. Cum au crescut împreună primii creștini? Nu poți să scoți o echipă bună de baseball dintr-un grup de jucători care se adună pe un teren pentru a-și arunca mănușile în aer, a alerga și a aluneca în afara câmpului de joc sau a lovi și a scuipa în toate direcțiile. Jucătorii trebuie să fie dedicați echipei și scopurilor ei și să se antreneze împreună. Poate că ai observat la biserică sau într-o tabără ce se întâmplă atunci când creștinii trăiesc pentru Dumnezeu. Prietenia incredibilă din Faptele Apostolilor, cea pe care Biblia o numește legătura frățească, nu apare din întâmplare. Trebuie să o cauți alăturându-te unei echipe și adunându-vă pentru a vă ruga, a studia, a vă închina, a avea părtășie și grijă unii față de alții. Nimeni nu stă pe banca de rezerve. Toți participă la joc. Poate că acei creștini pe care îi cunoști nu ar fi prima ta opțiune. Poate că nu-ți plac hainele, muzica sau umorul lor. Poate frecventează școala greșită. Acele lucruri sunt mai puțin importante decât faptul că toți faceți parte din familia lui Dumnezeu. Legătura frățească nu înseamnă doar niște prieteni buni care se adună să petreacă. Înseamnă prieteni al lui Dumnezeu care se adună să crească în credință. În continuare, vom citi împreună versetele din Faptele Apostolilor, capitolul 2, cele de la 42 și 43. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Îți doresc să îți găsești prieteni de calitate.